Așa. Ia zi. Sunt un pic stresat. Eu sunt operat de vreo 5 ani de stomac și risc în această după-amiază plăcută să fac vreo problemă la stomac. Nu e adevărat, poți să riști, să citești întrebările, dar tu nu riști nimic. Citești întrebările și practic stomacul tău este salvat, nu mănânci iute, e foarte ușor. De întrebare, am întrebat-o pe Oana și mi-a spus, într-adevăr, sunt foarte, foarte, foarte iuți aceste sosuri. Da. Mi-e și groază să mă uit așa la ele. N-are rost, nu? Dar să știi că întrebările sunt un pic mai picante decât sosurile. Da? Da. Pregătit? Sunt curios, da. Chiar perfect, oameni buni, junii, lupii tineri din muzica populară sunt la sosurile iuți întreaga săptămână. Gabi Drumitru, 30 de ani, priviți-l cum s-a așezat el așa relaxat pe scaunul ăsta. Deci, întrebarea o citești în gând. Da. Răspunsul dai cu voce tare. Te rog. Prima întrebare e mai stufoasă, așa că vreau să o citești cu foarte mare atenție. Iuile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 l
dar să știi că răspunsul este foarte simplu. Vreau să citești bine în gând, da? Bine, bine de tot. Noi punem sosul iute, nu că și mănânci, dar îl pregătim. Fii atent, nici nu punem mult. Auzi, dar sunt mai mulți aici pe lista asta ta. Păi da, tocmai, am impresia că... Ia să vedem, uite, n-am pus mult. Nu. No. A căzut puțin sos iute, adică nu este buleta asta scăldată în sos iute. Hai să vedem. Deci am impresia că trebuie să-mi dai de aici foarte simplu. Două nume, un nume de bărbat și unul de femeie. Ce simplu e. Adică două nume. Deci din prima trebuie să mănânc. Cum? Haide, Gabi, haide că putem să arătăm că lupii tineri din muzica populară sunt războinici, sunt asumați, sunt niște curajoși. Bun. Deci, două nume, nu dai niciun indiciu că te dai de gol. Ionuț Fule. Bun. Și Ionuț Fule, aciucă să căutăm o fotografie cu Ionuț, prietenul nostru, nu de alta, dar ca să înțeleagă telespectatorii despre ce este vorba, iar Gabi să se uite la el. Fii atent, Gabi. Deci, nominalizarea ta la partea masculină este Ionuț Fulea. Într-adevăr. Ionuț Fulea. Și la partea a doua. Da. Uite, Ionuț, salut, Ionuț. Vă salutăm cu toată plăcerea. Și... Oh. Haide, Gabi, fii curajos! Steliana Sima. Steliana Sima, mamă! Steliana Sima a fost invitată noastră la Susurile Picante, senzațional. Citim întrebarea sau mănânci? Nu. No. Ce mănânci? Că mă poftă. Da, stai un pic. Ai zis că ai probleme cu stomacul. Da, dar sunt foarte pregătit. Păi, risc să mă duc la spital. Nu, fii atent, n-are rost. Mai bine citește întrebarea. Citește întrebarea, n-are rost să mănânci iute, n-are rost! Trebuie să o rupă acum. Deci Ionuț Fulea și Steliana Sima, nominalizați de prietenul nostru Gabi Dumitru. Ce? E iute? Hai, ferească-te Dumnezeu. Nu, eu ți-am zis că mai bine citeam întrebarea. Ce am zis eu că la început? Invitatul vine cu zâmbetul pe buze și pleacă cu lacrimile în ochi. Dar de el depinde. Puteai să citești întrebarea pe cuvânt, nu știu de ce n-ai citit-o. Eu că-mi tremură și mâna deja. E prima întrebare. Prin vacanțele pe unde ați fost voi populăroși și cașca de populăroși. Stai, lasă-mă că nu mai știu să beau lapte, apă. Aoleu, câtă iute e, ferească. Reiau, voi gașca de populăroși n-ați mâncat iute prin țările pe unde ați fost. Știu că primim mesaje, credem ca proști aici sau nu? Nu, atunci suntem bine încă, da? Telespectatorii ne înțeleg. Bun, a doua întrebare. Gabi Dumitru, oameni buni, a venit la Susurile Picante. Să știi că și ieri Ioana a mâncat, dar a și răspuns. Tu puteai să răspunzi, ai zis că răspunzi. M-a așteptat să fie o întrebare mai simplă. Păi stai, a fost prima. Ce faci? Ți-au dat lacrimile, Gabi? Pe cuvânt, mă fac să mă simt prost aici, o să trimită oameni... Gata, hai! O să trimită oameni în ceață, că... mai iute sos, cred. Nu, le-am luat în ordine, fii atent, le-am luat în ordine asta. Că uite că... Uite, am pus, uite, puțin. Și am fost foarte curajos, foarte curajos, am fost foarte corect cu tine, pentru că ăsta e cel mai iute și am luat-o în altă ordine. Uite, am luat-o, pac, ăsta e al doilea. Am luat-o în ordine asta. Aici nu mai mâncăm iute, ar fi păcat.
Chiar ar fi păcat. Mai avem altele la care cred că o să mănânc ciude. Nu cred că mai mănânc. Stai liniștit, nu știu ce să zic. Hai că asta e o întrebare dulce. Bun. Olguța Berbec. Olguța Berbec? Uh-huh. Citesc? Uh-huh. E măritată. Uh-huh. Are al doilea copil? Prefer să-mi iau bătaie de la bărbatul decât să mai mănânc iude. E sigur? 100%. Nu ai ce iute, e fel. Recunoaște cu ce interpretă din muzica populară ai avut o aventură. Nu, stai, că nu scrie așa! Măi, Cătăline, nu mă face să că nu mai știu să citesc la ora asta. Am glumit. Doamne, ferește, după aia... Da. Dacă ai fi obligat să petreci un an pe o insulă pustie, cu Maria Constantin, Cosmina Adam sau Olguța Berbec, pe cine ai alege? Olguța Berbec. Frumoasă. Talentată, deșteaptă. Foarte. Și chiar e o artistă senzațională. Olguța, te pupăm, te salutăm. Mamă, ce iute e. Nu există, cred că știi și tu și colegii tăi care veniți aici, că nu există, nu s-a întâmplat, nu există, nu pot să zic. Dăm un nume, mâncăm iute, nimeni nu știe despre ce e vorba. Mamă, dar e foarte iute, nu mai mănânc un pic de iute. Iată, mai scuturi buleta asta, te lasă mai scuturi, pentru că aia... Eu ți-am să citim prima întrebare, tu nu că mănânc iute. O scuturi un pic pe aia și e ok. Ăla nu e așa, uite. Eu nu mai pot să vorbesc acum și tu mă pui să mă... Nu, no, doar un nume, două, trei. Aaaa, o lăsă că acum am citit-o. Citește cu atenție, în gând, fără să te dai de gol. Fac. Lumea nu știe. Ai zis mai devreme Ionuț Fulea, Stelian Asima. Poate sunt oameni cu care ai fost în vacanță sau poate sunt artiști cu care, nu știu, artiști care țin cu Steaua sau eu știu. Dar nu există. Era sigur că nu există la noi. Păi chiar nu la noi există. Totul există. Eu îi aduc aminte, cel puțin. Vezi că e totul bazat pe, cum să zic, documentări și pe arhive. Și știi că și Andreea Marina are o campanie. Nu există, nu se poate. Deci, Gabi Dumitru, un nume așteptăm de la tine. Firește. Scuturi asta, pac. Scuturi aia, buleta aia și la revedere. Mâncăm iute. Dar ce să-ți dau dacă nu... Un nume, atât. Păi dar nu există. Stai să-mi aduc aminte măcar. Da, exact. Un nume, pac și gata. Jur că nu mi-aduc aminte. Bă, n-ai cum să nu mi-aduc aminte, deci înseamnă că exista. Deci e foarte iute, dar... Mai scuturi asta de acolo, rămâne spus și la revedere. Hai. Rupem întrebarea, cine? Pomohaci. Părintele. Am rupt întrebarea, nu? Uh-huh. Am înțeles. Mă, dar fii buleți ăștia. Să rămână, părinte. Da. Chestia n-a mai fost așa, uite, nu? Trecem la... Deci eu vă jur că așa ceva l-am mâncat în viața mea. Nu există. Cu siguranță nici nu vei mai mânca așa ceva în viața ta, pentru că n-are rost. După asta să treci aici la... Aici mai multe? Cum? Mai multe? Da. Aici mai sunt două întrebări, atât. Da, aici câte avem trei nume, n-au uitat colegii să scrie, dar noi mergem doar pe numere impare. De ce nu pare? Bine, atunci pare, la tine acceptăm patru. Dar nu bea apă, că apa îți întețește. Ia, fii atent. Nu mai pune tu, nu ușor. Nu mai pune, lasă-mă, păi lasă-mă că mor aici, nu mai pune. Pun un pic pe asta, atât. Măi, dar foarte iute, sincer, da. Nu mă așteptam să fie atât de iute. Din America. Aferească-te, Dumnezeu. Gata. Nu mai mănânc iute 3 ani de acum încolo. Gata, uite. Hai. Deci, pac și lumea nu știe despre ce e vorba, putem să și citim la urmă. Vlăduța Lupău. Vlăduța Lupău. Da.
Și? Lasă-mă să mă... Nu mă pot, creierul meu nu mai poate procesa la ora asta de iuțeala asta, simt așa pe Gabi! Tot. Te rog. Deci, lăduța lui Pou. Poți face exerciții de dicție. Fluture pe punte, fluture sub punte. Fluture pe punte, fluture sub punte. Zici de multe ori, deci merge creierul, procesează. Merge, da? Bun. Bun, lăduța lui Pou și zi. Hai, doar unul, uite, poftim, nu trei. Măi. Aolo. Deci vreau să zic așa un nume de ăsta mai mare, dar mie că mi-i pun în cap acum. Hai mă, zi mă, ești asumat, despre ce vorbim? Elena Merișoreanu. Elena Merișoreanu, Vlăduța Lupău. Așa și? Mare 100% și Aurora, cum n-a tata. Aurora Sândel, da? Perfect. Aurora Mihai. Da. Citește Aurora întrebarea, Sândel. Că nu mai Aurora e. Citim, asta da? E, să mă certe, să mă înjure. Deci citim, să... da? Unde e laptele ăla? Citim, da? Citește, citește. Deci stai, stai, pune laptele ca să fie cadru cu tine. Stai hai. Să văd unde e laptele. Ciucă, ai găsit pozele și cu Elena Merișoreanu și cu Aurora Mihai. Aici o fi, o fi. Deci care dintre cântărețele de muzică populară... Citesc, ai zis, nu? Da, da, da. Care dintre cântărețele de muzică populară crezi că sunt cele mai răutăcioase? Vlăduța Lupău, uh-huh. Elena Merișoreanu, uh-huh. Și Aurora Mihai. Bine, nu a fost cu mine niciodată răutăcioase, dar am văzut așa scandalurile astea și mi se pare că sunt răutăcioase. Că nu poți să ții așa contre și să... Da, cine? Au ținut contre? Păi n-ai văzut și tu ce a fost pe la televizor, pe la toată... Păi am văzut pe Elena Merișoreanu, pe Vlăduța n-am văzut-o, nici pe Aurora. Aurora e prietena mea și e răutăcioasă câteodată cu mine. A, da. Deci personal? Personal, da. A, mă ceartă, mă critică. Și astăzi m-a sunat de vreo 3 ori să mă critique cu niște chestii. Unde ești? La unde? Mă uit acolo? La. Asta e. Deci am înțeles de ce răutăcioasă că te-a criticat. Și Vlăduța? Ah, au lui altceva. Ce? Ce să fie? Ce? De ce? Eu consider o fată foarte mișto. Dar? O tipă foarte inteligentă. O fată foarte talentată. Dar? Foarte. Dar consider că are mici răutăți pe care... Cel puțin vis-a-vis de mine. Da? Ceva personal, adică, nu? Nu știu dacă neapărat personal. Am avut așa niște mici clinciuri și da. O consider o tipă răutăcioasă din anumite puncte de vedere. Perfect, am înțeles. Nu, a fost bine să și justifici ca să nu înțeleagă lumea că altceva. Dar nu am alt nimic cu ea, Doamne ferește, ferește, este exact. Prietena mea și... Da, când ați vorbit ultima dată cu Aurora, ai zis că ai vorbit astăzi, că te-a criticat și cu mm-hmm. ceva și de asta e răutăcioasă. Dar mm-hmm. cu Vlăduța când ai vorbit ultima dată? N-am vorbit personal. Au vorbit alții prin... Păi da, mă, dar oamenii vezi că mai și zic aiurea. Da. Îl punem pe ăsta mic, ăsta e cel mai light. Uite, nici nu mai curge. Uite. Oh. Oh. Gabi, e ultima, cântăm... Hai, lasă-mă, că nu mai zic, nu mai... Păi pe bune acum. Bă, dar adevărul că ai venit aici, ai jucat Champions League, ai dat și nume ca lume, ai și zis. Oana Tomoiagă ieri a încercat să ne fenteze un pic, știi? Da, n-ai. Nu mai mănânc nimic, nu mai vreau nimic, că mor aici. Dat nu mai... Câte ce... nume? A, uite, doar 3 nume și aici. Și uite, asta, da, da. Nu, dar întrebări mai simple nu aveți? Nu, doar complicat. Asta e ultima și cântăm, după aia un cântec frumos și uităm. Definitiv și revocabil? Da. Da, 3 nume, mănânci, ciute, bei lapte și la revedere. Că oricum e playback piesa, nici nu trebuie să... Să mimez, da? Exact, da. Tu ai fost și cu trupa și de asta zic, acum e norocul că nu ești să cânti live. Da. Cred că mi se activează curzile. Da, de asta zic, zi. 3 nume. Opa! Sosul ciucă va fi devorat de Gabi Dumitru, curajosul muzicii populare. Dar întâi răspunsurile. 3 nume. 1 după altul și gata. Mâncăm, cântăm și... Mâncața sufletul. Păi, dar e prea complicat. Lasă mă pace, că eu cred că mi-i pun în cap acum pătuțul. Dar nu știe lumea despre ce vorba, doar dacă citim întrebarea. Au, lasă mai beau gură de apă să mă gândesc, să... Hai, pac, drepede. Nu mă grăbi. Da.
Noi. Te rog frumos. Mâine mai vin alți colegi din gașca voastră de Populăroși care lansați piese împreună și o să avem și pentru ei genul ăsta de întrebări. La fel de grele? Cum? La fel de grele? Poate mai grele. Poate. Zi. Elena Merișoreanu. Elena Merișoreanu, din nou nominalizată. Așa. Și nu are legătură cu întrebarea de mai devreme, cine e răutăcios? E o altă întrebare, dar și ea e nominalizată. Elena Merișoreanu. Aolo, mâncața sufețelul tău. Saveta Bogdan. Saveta Bogdan. Și? Maria Dragomiroiu. Nu cred. Da. Citim? Nu. Hai să mâncăm. Hai mă să citim. Doamne ferească Dumnezeu și măicuța Domnului. Hai mă să citim. Ce să mâncăm? Da. Iute? E ultima. A, mai e un pic, ai văzut că e un pic de tot. Ăsta nici nu-i foarte iute. E ăla mic, care de... Nu, că nu e așa. Tot pe la primul l-ai pus. Nu, l-am pus pe ăsta. Ăsta e mic, în principiu ăsta ar trebui să fie cel mai iute. Păi ți-aș pus să l-ai pus ca pe primul. Nu, prima dată am pus pe ăsta. Nu. A fost unul foarte iute. Ăla primul, nu? Nu știu care a pus. Dar ăsta iute? Nici nu mai simt acum, gura mea e morcită, încă nu mai simt. Oricum, Gabi Dumitru s-a descurcat senzațional, oameni buni. Elena Merișoreanu, nominalizată alături de Saveta Bogdan. Iar pe Maria Dragomiroiu ai băgat-o doar la derută, dacă mă întreb pe mine, este? Că ai văzut de la oana tu moia găierii. Nu am. Am văzut că au fost aici la voi foarte nominalizate și am zis să nominalizez și eu. De ce n-ai vrut să citim întrebarea? Că mi-s foarte dragi femeile astea. Și ne iubesc. Am de ce să fiu iubit, că fac multe din nimic, și mândrele toate vor să dor pe perina lor. Dar mie nu-mi este somn, prin alte paturi n-ador. Vin toate la perna mea, care puf de gâscă-n ea. Am ce pune în buzunar și ce să-mpart la altar. Am și mândre de iubit, dar și pretendă cinstit. Am ce pune în buzunar și ce să-mpart la altar. Am și mândre de iubit, dar și pretendă cinstit.